Bun, de la un timp a început TikTok să mă frustreze foarte, foarte, foarte rău de tot. Din cauza că eu postez un clip cu mine, care e trendul și model și actor, da, înțelegeți voi? Și eu primesc această notificare. Pentru că mi s-a șters clipul, din cauza că nu știu ce arăta un clip, era exact clipul ăsta. Când mă auzi în cuvio, și model, și actor, și artist, și drogar, și cursar, și bepsil, plin de viață în același timp depresiv, de câte ori am vrut să mă sinucid. Bun, eu încă regula că fac un clip cu un trend, ok? Care ați văzut ce arăta. Iar fetele aceștia care se arată anumite părți ale corpului nu mai primesc, frate, absolut nimic și rămân acolo, băi, toată viața lor o să rămână pe TikTok. Uitați câteva exemple. Like crop tops, crop tops, crop tops, oh my god. crop tops. Ce aș putea să fac în cazul ăsta? Vlad Vaida, care copiază non-stop 24/7, nu primește nimic. Claudinski, care face pe Vaida, îl face vidră, îi se ia bifa. Eu că fac un clip de genul cu un trend normal, când mi se șterge clipul. Și nu e singurul care mi se șterge. Din ce cauză mi se șterge? Nici eu nu știu. Am făcut ticket peste ticket, nimeni nu răspunde, nimeni nu mă bagă în seamă. Iar copilele de genul ăsta care fac clipuri de genul ăsta, care se tai pe mâini, hata Doamne, în ghinile mele se tai pe mâini. Și pun melodia asta. M-am tăiat la vene și Iacuri Chanel. Nu știu ce să fac, mă gândesc la el. Ce bine era când eram doar noi, singur printre șerpi, acum suntem. Și fetele care fac, copilele de fapt care fac genul ăsta de clipuri, nu mai primesc absolut nimic, frate. Și e total legal să facă copilele astea, clipurile astea. Sau copilele care fac twerk la 11-12 ani. Pe ăsta l-am salvat, cred că câteva luni, doar să fac un clip legat despre TikTok să vi-l arăt. Deci vă rog să vă uitați că o să nebunesc și o să dau cu el de pământ. Dacă vrei să fii cu mine, ia. Dacă vrei să asculti de nota asta, ia. Dacă mă iubești pe bune, ia. Dacă nu faci, ce spune, ia. Eu nu pot să înțeleg de ce TikTok îmi spune că încalc legea când fac regulile, când fac un clip cu un trend care nu se vede nimic, nu fumez, nu beau alcool în clip, da? Dar fetele, copilele și fetele care își arăt părțile intime nu mai primesc nimic și rămân pe TikTok ani și ani și ani și ani și nu mai zice absolut nimeni nimic. Oare de ce? Pentru că normal în pula mea fetele sunt mai avantajate ca băieții. De ce? Ele își arăt părțile intime, îi fac vizionări și căcaturi și like-uri. Noi băieții, proști fiind, facem și noi un clip cu un trend, cu orice, bam, ne se șterge clipul, bam, ne arătăm pieptul, bam, s-a șters clipul, bam, stă fără tricou, ne-a șters clipul. Bă, da, fetele care au decolteu în ultimul hal și li se vede absolut tot, de exemplu, clipul ăsta, ele de ce nu pățesc nimic și încă apar pe TikTok și încă au contul în regulă și încă poate să posteze sute de mii de videouri de genul în care nu primesc absolut nimic și nu sunt sancționate. Stăteam pe TikTok și dădeam de clipuri de genul cu fete care și arătau părțile intime și dădeam report pe anume nude, shit, nu mai știu ce era pe acolo. Mi s-a deschis un ticket în care m-au întrebat de ce am dat report la clip. De ce dau report la atât de multe clipuri? Încerc să dau de el. Iar dacă îl găsesc, o să-l și arăt aici pe ecran niște screenshot-uri. Da, deci chiar nu știu ce să zic despre TikTok în chestia asta. Până la urmă, e avantajul lor să li se vadă părțile intime, pentru că ei poate să facă bani pe spatele chestii astea,
pentru că altfel nu mai era TikTok de foarte mult timp, dacă nu făcea și bani pe chestia asta. Nu le lăsa pe ele să posteze anumite chestii. Și mai sunt copii care înjură și fac bully, dar nu bully constructiv. Bully de la agresiv, gen la modul înjură, scuipă, înjură toți morți și se adă nu știu ce. Bun. Ok, sunt copii, da, dar trebuie să le blocăm conturile copiilor pe TikTok. Eu nu știu ce să mai zic despre TikTok, mi se pare o prostie, o bătaie de joc. Că eu nu pot să fac un trend în care arăt anumite chestii, l-ați văzut. Iar fetele care se arată părțile intime poate să le arate libere și găurica și absolut tot, că nu se întâmplă nimic.